emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, emisiune electorală de promovare, în cadrul căreia aducem în fața dumneavoastră acei candidați care își doresc schimbare, care își doresc să se implice și mai mult în viața comunității, pe care își doresc până la urmă să o reprezinte pentru următorii cel puțin 4 ani. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii Hunedorenii votează, se află domnul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, Europa parlamentar în funcție și candidat al Alianței Dreapta Unită pentru Parlamentul European. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Și domnul Robert Eugen Muji, candidat Alianța Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Un început de campanie destul de domol, cel puțin la nivelul județului Hunedoara. Putem spune acest lucru. Se așteaptă în perioada următoare așa, o agitație mai mare, să spunem așa, din foarte multe puncte de vedere. Care este pulsul străzii, să spunem, domnule Mujic? Pentru că știu, sunteți de luni bune în mijlocul hunedorenilor. Ați reușit să identificați și parte dintre problemele pe care cetățenii și județul Hunedoara în general le au în ceea ce privește poate unele lucrări care ar fi făcut așa mare vâlvă în ultima perioadă. Hunedorenii așteaptă de la dumneavoastră soluții, așteaptă proiecte și să înțeleagă mai bine care este viziunea dumneavoastră asupra dezvoltării județului Hunedoara. Deci eu sunt în mijlocul oamenilor de peste 4 ani de zile, deci nu doar acum în campanie electorală și știți bine acest lucru. V-am spus și în alte emisiuni la dumneavoastră că este foarte important să luăm pulsul cetățenilor nu doar în cele două luni de precampanie și campanie, ci de-a cursul celor 4 ani care noi am avut și suntem în mandat de consilier județeni. Într-adevăr, am constatat foarte multe lucruri noi cu care se confruntă cetățenii din județul Hunedoara. Am fost cam în toate zonele care mi le-am propus până în acest moment, cu o echipă foarte bine conturată, cu specialiști care am reușit să identificăm ceea ce este în dorința cetățenilor, iar cea mai mare durere a lor este că în județul Hunedoara nu mai avem industrie, nu mai producem. Am devenit un județ de consumatori, iar noi ne propunem prin proiectele care le aducem de a crea și de a facilita pentru mediul de afaceri un mediu propice pentru a putea să vină să investească și să dezvoltăm împreună județul Hunedoara. Când voi fi președintele Consiliului Județean Hunedoara și sper că din 9 iunie să fie acest lucru foarte bine înțeles de către cetățeni, voi fi un președinte care nu va uita niciodată mediul de afaceri, nu va uita niciodată ce înseamnă dezvoltarea județului Hunedoara și nu voi uita niciodată ceea ce înseamnă doleanțele cetățenilor. Îmi place foarte mult să spun că voi face un Consiliu Județean mobil. Un Consiliu Județean mobil prin faptul că voi fi un președinte în mijlocul oamenilor, în mijlocul cetățenilor. Mă voi deplasa tot timpul în județ pentru a putea să găsim soluții la problemele cu care se confruntă. Nu voi sta în birou și voi încerca să dau ordine să se execute ceea ce trebuie făcut. Iar prin proiectele care vi le-am mai expus în alte emisiuni la dumneavoastră și pe care vi le voi mai expune în continuare, vom reuși să dezvoltăm și să aducem județul Hunedoara acolo unde merită, în primele județe din România, în topul județelor. În momentul de față suntem la coada clasamentului, atât ca și salarizare, atât ca și investiții, atât ca și industrializare, iar nu putem, care suntem aici ca și factori politici, să ne lăsăm deoparte și să nu ne implicăm în ceea ce înseamnă dezvoltarea județului nostru.
spuneați că nu vă place să stați prea mult timp în birou. Din câte observăm, nici domnului Eugen Toma cred că nu-i prea place foarte mult munca de birou, ci mai mult între oameni. Să fiți, nu este pentru prima dată când vă aflați în județul Hunedoara. Ați luat și dumneavoastră pulsul, să spunem, a tot ceea ce se întâmplă aici în județul Hunedoara. Dacă ar fi să faceți așa o radiografie, cam cum ați defini ceea ce ați descoperit aici în județul Hunedoara? În primul rând, vreau să subliniez cât se poate de limpede. Prezența mea aici este pentru a susține echipa Drepte Unite pe domnul președinte Mujic, pentru că este candidatul nostru al Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și, evident, voi avea întâlniri și cu candidații noștri pentru funcțiile de primari în municipii, orașe și chiar în comune în această zi. România se află într-un moment de răscruce. În ultimii 15 ani am trecut prin foarte multe evoluții, de la crize economice, crize guvernamentale, crize politice, crize de sănătate, crize energetică, criza agricolă. Iată că în momentul de față suntem într-o mare criză de credibilitate politică. Am remarcat mai devreme că ați spus dumneavoastră că această campanie este destul de anostă, fără dezbateri, fără concluzii, fără niciun fel de patimă pe care în anii anteriori la celelalte competiții o resimțeam din plin. De ce? Pentru că clasa politică actuală a României, cea decidentă, este destul de slab pregătită. Începând cu președintele Iohannis, cel care și în al doilea mandat n-a vrut niciun fel de dezbatere. Ori esența democrației este să ai curaj să vii să le spui cetățenilor cine ești și ce ești capabil să faci. Ori noi, în momentul de față, trecem prin această situație extrem de nefericită pentru societatea românească, pentru că atunci când eviți transparent să-ți asumi un punct de vedere pe o temă mai sensibilă sau mai controversată, înseamnă că ai lucruri de ascuns. Ori o societate în care liderii politici fug de această responsabilitate și de asumare este o societate bolnavă. De aceea, eu împreună cu președintele Cătălin Drulă și cu președintele Ludovic Orban am luat această decizie de a da naștere acestui pol politic numit Alianța Dreapta Unită, pentru că eu cred că oamenii care plătesc taxe și impozite în România și ele se măresc în fiecare an fără niciun fel de explicație și justificare, ba mai mult, mai există vin, cei care, de aici pe acolo. Vin cei care guvernează și spun nu este așa, nu mărim nimic, doar încercăm să ajustăm sau noi vă dăm pensii în loc să spună că legea îi obligă să ajusteze cu inflația pensiile. Deci există niște probleme de sistem extrem de grave și avem o putere care a organizat un proces electoral doar pentru ea. Lipsesc oamenii, lipsesc dezbaterile, lipsește esența în sine a democrației, pentru că până la urmă oamenii ce fac? Nu vin și angajează niște politicieni, ci își deleagă încrederea către un grup de cetățeni care își asumă politic să le decide destinul. Ori eu cred că tot procesul prin care s-a organizat această comasare, pentru că rețineți, pe 9 iunie avem alegeri europarlamentare în toate statele membre ale Uniunii Europene, mai bine spus între 6 și 9 iunie. Așa a hotărât Consiliul Uniunii Europene. La noi, guvernul cu de la sine putere, fără nicio explicație, a mutat din septembrie în iunie alegerile locale, iar pe cele prezidențiale din noiembrie în septembrie, iarăși fără nicio transparență, fără nicio explicație, cu un abuz de putere înfiorător. Și de aceea eu cred că cetățenii pe 9 iunie trebuie să iasă la vot, pentru că sunt câteva chestiuni care trebuie clarificate politic foarte limpede. În 2020, domnul președinte Iohannis s-a înșelat pe români, pentru că le-a spus un mesaj simplu și clar. Votați PNL, scăpați de PSD. Acum ce avem? Avem o mare listă,
lungă cât un cearșaf, cu o echipă comună de candidați PSD și PNL. Afectează în vreun fel Partidul Mișcarea Populară sau Alianța nu, Dreapta Unită? Alianța Dreapta Unită nu este afectată, ea s-a născut tocmai din dorința de a oferi o alternativă cetățenilor români care sunt nemulțumiți de faptul că PNL-ul a trădat electoratul de dreapta și s-a comasat cu stânga. Pentru că pe 9 iunie, practic, la alegerile europarlamentare și nu numai, vom avea de ales între stânga comasată și Alianța Dreapta Unită. Va fi o bătălie între stânga și dreapta. Și eu am făcut tot ce le-a stat în putință pentru a diminua șansele de organizare pe ieșicherul de dreapta. Ne-au racolat primari, aleși locali. Aceste mutări pe această PMP-ul tablă a fost hărțuit. PMP-ul a fost un partid hărțuit timp de 2 ani de zile de instituțiile statului, care și la ora la care noi discutăm fac abuz de putere și țin partidul blocat în proceduri de funcționare. Noi nu avem, de exemplu, trebuie să ne folosim conturile în momentul de față, pentru că AIEP-ul, care este instituția care are menirea să medieze relația între partidele politice și instituțiile statului român, face un abuz de putere fără seamă și evident că acest lucru îl vom taxa și vom reclama toate aceste abuzuri. Dar ce vreau să spun este că pe 9 iunie oamenii au de ales între o Românie modernă, o Românie care vrea să se integreze mai mult în Uniunea Europeană, pentru că observăm, după 10 ani de mandat ai domnului președinte Iohannis, noi n-am reușit să intrăm în spațiul Schengen. Hunedorenii, dacă vor să meargă în Occident sau cei care muncesc și vor să vină acasă, de fiecare dată se lovesc de această umilință de a sta, deși suntem în Uniunea Europeană, totuși suntem în afara frontierilor Uniunii Europene. Unii dintre Europene. Cei care ne urmăresc vor spune, bun, și dumneavoastră sunteți europarlamentar, ați făcut ceva în acest sens sau ați avea această posibilitate de a face mai mult? Eu am făcut mai mult decât toate guvernele din ultimii 10 ani. În primul rând pentru că am ținut pe agenda Parlamentului European dosarul Schengen. 2. Când am văzut că Austria ne-a umilit într-un mod inacceptabil, am spus ok, dacă guvernul nostru nu vrea să apere demnitatea cetățenilor români, nicio problemă, îmi voi asuma eu, în nume propriu, deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Austriei, lucru pe care l-am făcut deja și este de notorietate acest fapt și acum pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene există un proces Tomac versus Consiliul Uniunii Europene, acolo unde în Consiliu JAE s-a blocat accesul nostru deplin în spațiul Schengen. Toate aceste rateuri au nevoie de un decont politic și actuala putere trebuie să explice de ce noi suntem în afara spațiului Schengen în condițiile în care asta nu înseamnă doar o umilință pentru cetățenii români. Asta înseamnă pierderi economice uriașe. Gândiți-vă că România anual are pierderi până aproape de 10 miliarde de euro. Doar în ultimile 4 luni de zile guvernul s-a împrumutat cu 15 miliarde de euro pentru că avem un deficit foarte mare și banii sunt din ce în ce mai scumpi și nu există resurse. Suprapus cu acest an electoral în care nimeni nu vrea să ia nicio măsură, evident că banii acestea sunt împrumutați în mare parte pentru pomeni electorale. Dar în Parlamentul European, așa cum v-am spus, eu am făcut ceea ce am considerat că este necesar în calitate de parlamentar. Sunt însă multe lucruri pe care trebuie să le atingem și de aceea eu sunt absolut convins că lumea trebuie să știe două chestiuni. Eu știu că pe cei care au carnet de membru PSD sau PNL, nu o să-i conving, deși îi invit să reflecte. Îi invit să reflecte pentru că tot ceea ce se întâmplă în momentul de față nu servește nici măcar membrilor susținători PSD și PNL, ci unor clanuri și grupuri de interese. România stagnează în momentul de față. Noi nu avem o viziune. Faptul că avem un abandon școlar înfiorător în toată țara, faptul că, deși Ministerul Finanțelor primește an de an miliarde de euro în plus, sistemul de sănătate este în continuare la pământ, este un semnal de alarmă foarte puternic. Românii, până la urmă, ce vor? Pentru că eu nu împart pe oameni între
oameni cu viziuni sau păreri politice. Eu îi împart pe români între oameni harnici, cinstiți, care își caută de familiile lor, de copiilor, de părinților. Aveți proiectele necesare pentru a mai reduce și din abandonul școlar de care aminteați pentru mai devreme toate aceste și de proiecte, alte probleme, că pentru că oamenii asta soluții. Vor să audă de la există noastră soluții care sunt simple. Pe care le aveți. Există soluții simple. În primul rând, noi avem nevoie de o lege a transparenței totale în administrație și asta se poate face în Parlament. Ce înseamnă acest lucru? Prin care noi insistăm ca toate contractele încheiate de orice instituție care funcționează din bani publici, că ne referim la primărie, că ne referim la Consiliul Județean, prefectură, agenții guvernamentale, toate funcționează din bani publici, bani strânși la toți cetățenii care plătesc taxă pentru proprietate, taxă pentru muncă. Toate taxele pe care le strânge statul sunt cheltuite de politicieni, prin deciziile politicienilor. Ori eu cred că acești bani trebuie cheltuiți într-o manieră de transparență totală. Așa cum toate instituțiile publice sunt obligate să publice declarația de avere ale celor angajați, eu cred că același lucru trebuie să-l facă și în ceea ce privește banii publici. Ai un contract încheiat pe orice contract, că e un contract de 100 de lei sau de 100 de milioane, trebuie să-l publici pe pagina instituției, că este școală, că este spital, că este orice. Asta pe de o parte. Dar nu doar contractele, și facturile. Cetățenii trebuie să aibă acces. Dacă noi vom lua această măsură, să știți că se va opri foarte mult, se va diminua risipa banului public. În ceea ce privește educația, în sistemul de învățământ, noi avem nevoie de alocări consistente de resursă financiară. Fără bani, nu poți păstra profesori de calitate în sistem, să nu mai plece în străinătate. Fără bani, nu poți avea școli bine dotate care să pregătească copiii din toate școlile țării. Deci și din mediul rural și din mediul urban. Pentru că este o realitate pe care toată lumea o acceptă tacit. Și anume că copiii din mediul rural pleacă în viață cu un capital de pregătire mult mai slab decât cei din mediul urban. Din 1000 de motive pe care le cunoaștem. Ori noi avem nevoie de un sistem care să pregătească copiii de mâine, de un sistem unitar aplicat. Este extrem de bine pus la punct, așa cum funcționează marea majoritate a școlilor din vestul Europei. Avem aceste soluții, dar ele se pot implementa cu bani. De sănătate nu mai vorbesc. Legea sănătății actuale a României este din 1947. Noi suntem în 2024. În toată Europa, lumea are opțiunea de a alege în ce casă, la ce casă de sănătate își face asigurarea, pentru că acolo există competiție. Noi avem un nucleu de stat, unde unii sunt abonați de când s-au născut și până când mor, și restul suntem doar buni de plată, fără transparență, fără eficiență, fără nicio speranță de viață mai bună. Și eu cred că acest sistem trebuie reformat rapid, pentru a-i da o nouă șansă. Românii sunt un popor inteligent. Oriunde te duci. Eu vă spun din experiența europeană. În orice instituție europeană veți găsi români care ocupă poziții de conducere. Dar acei oameni n-au ajuns pentru că au fost la PSD sau PNL, ci au ajuns pentru că au fost competenți și au fost remarcați. Am fost acum un an de zile în Statele Unite la reședința fostului președinte american Donald Trump. Și mi-a crescut inima când am văzut că întregul complex este gestionat de un român. Da? Deci, fostul președinte Statelor Unite a investit întreaga încredere într-un român pentru a-i gestiona întreaga proprietate. Ori, noi în România nu ne putem selecta oamenii pe bază de criterii de competență și încredere. Și aici aveți un om pregătit să facă performanță pentru județul Hunedoara. La fel ca și domnul Arion, la fel ca și toți ceilalți colegi din echipa Dreapta Unită. Eu cred foarte mult că dacă omul potrivit se află la locul potrivit, societatea se poate mișca înainte. În momentul de față stagnează pentru că grupuri de interese au acaparat partidele și le-au transformat în vehicule de îmbogățit. Atât. De ce ar crede hunedorenii și toți cei care ne urmăresc că PMP, respectiv Alianța Dreapta Unită, este diferită față de celelalte partide? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că noi nu am acceptat să facem tranzacții murdare, nu am acceptat să
facem înțelegeri doar de dragul unor funcții. Noi am ales o cale mai grea, și anume aceea opoziție corecte pentru o democrație, o opoziție care sancționează abuzurile, o opoziție care vine cu soluții, o opoziție care nu doar toată ziua spune voi sunteți de vină pentru toate. Evident că într-o societate trebuie să existe compromis. Și în momentul de față, toate prioritățile pe care noi le-am pus pe masă sunt demonstrabile că sunt soluții corecte pentru România. Doar dacă luați Plan Național de Redresare și Reziliență. Uitați-vă cât a fost USR-ul la guvernare 8 luni după noi, când noi am fost până în 2020. A venit cu un program de țară destul de ambițios. Îl critică toți, dar nu au fost în stare să vină cu ceva mai bun. Nici PNL, nici PSD. Deci, soluțiile pe care le avem sunt pentru ca România să devină o țară modernă, o țară care se aliniază standardelor europene în toate domeniile. Noi, în momentul de față, stagnăm și am devenit o țară, sau am rămas o țară la periferia Uniunii Europene. Ori eu cred că potențialul uriaș pe care îl avem noi ne ajută și ne îndreptățește să visăm și să cerem mai mult, pentru că merităm. Problema este că cei care decid în numele nostru sunt oameni care văd până la o anumită limită, nu au viziunea necesară pentru a reforma instituțiile statului, pentru a-i pune pe oamenii competenți la treabă și pentru a-i pune, așa cum spuneam mai devreme, pe oamenii potriviți la locul potrivit. La noi nu trebuie să reinventăm ceva, trebuie doar să ne organizăm foarte bine și, atenție, să respectăm regulile, pentru că societatea este bolnavă dintr-un motiv foarte simplu. Toți aleg calea cea mai scurtă, nu calea cea mai corectă, care înseamnă muncă, seriozitate, implicare și respectarea regulilor, astfel încât toată lumea să aibă sentimentul că societatea se mișcă înainte prin contribuția tuturor. Nu muncesc toți și profită doar unii. Iar prin contribuția tuturor, cea la care vă referiți, probabil că cu acest gând v-ați conturat și dumneavoastră, domnule Mujic, echipa pe care urmează, dacă unedorenii vor decide să vă ofere votul de încredere în data de 9 iunie, v-ați conturat în jurul dumneavoastră o echipă de oameni profesioniști, oameni care sunt specialiști în anumite domenii, pentru că e important și liderul, dar și echipa pe care el o are. Exact cum vă spuneam, în jurul meu sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni profesioniști, de la ingineri, medici, economiști, care pe fiecare domeniu de activitate știu ceea ce trebuie făcut. Spunea și domnul președinte Eugen Tomac foarte bine că în administrație avem nevoie de transparență, de o transparență totală din punctul meu de vedere, pentru ca cetățenii să știe fiecare leu care dânsii contribuie cu el la bugetele locale și județene, cum este cheltuit. Este foarte important ca oamenii din echipa mea sunt foarte bine pregătiți, sunt foarte bine conturați în jurul proiectului de un județ prosper, un județ care trebuie să fie la nivelul județelor care sunt acum în fruntea clasamentului la nivel de salarizare, la nivel de economie, la nivel de sănătate, la nivel de turism, pentru că potențialul județului Hunedoara este unul foarte mare. Iar luați acest angajament în fața hunedorenilor că veți reuși să aduceți județul Hunedoara la un alt nivel, cum spuneați mai devreme? Prin specialiștii cu care m-am înconjurat și pe care o să-i mai aduc în continuare în jurul meu și a echipei mele, sunt convins că vom putea duce județul Hunedoara acolo unde este locul și unde merită să fie, în fruntea clasamentului în această țară. Este foarte important ca pe 9 iunie oamenii să știe că trebuie să voteze un președinte al Consiliului Județean care își dorește binele județului, binele cetățenilor și binele întregii comunități pe care o păstoresc și pe care vreau să o păstorez din 9 iunie. Pentru că este foarte important ca cetățenii să înțeleagă că a venit vremea schimbării. Schimbării în bine. Schimbării în dezvoltare a județului, nu a stagnare a ceea ce înseamnă evoluția județului Hunedoara.
va fi o decizie pe care hunedorenii o vor lua cu siguranță în data de 9 iunie. Important este ca prezența să fie una destul de ridicată, pentru că ne-am confruntat în ultimii ani, la ultimele alegeri, la tot mai puțini oameni care au decis să voteze. Până la urmă este un drept pe care fiecare dintre noi îl avem și cred că acest lucru se reflectă de multe ori după alegeri. Dumneavoastră, domnule Tomac, zâmbiți așa, cred că știți foarte bine despre ce este. Da, pentru că am întâlnit de foarte multe ori oameni care au spus, domnule, nu se poate, chiar așa, chiar tot ei, chiar nu mai există oameni în societate, și când vezi procente de 30-40 participare la vot, evident că lumea are o interpretare greșită a noțiunii în sine de alegeri și proces electoral. A nu participa nu înseamnă în mod obligatoriu a-l sancționa pe cineva, ci culmea este că prin neparticipare faci jocul celui pe care îl contești, care știe foarte bine ce înseamnă menținerea acestei stări pe care o sesizați și dumneavoastră de non-combat, de neimplicare, de neasumare. Mai puțin în mediul online, pentru că acolo există destul online, de multe pe care are bula lui și grupul de susținători se ceartă între ei și acolo e o comunitate, să zicem, ceva mai implicată, dar ea face oricum campanie 4 ani din 4 ani, deci nu discutăm despre un mediu unde lucrurile sunt foarte bine segmentate. Discutăm despre faptul că cetățenii au obligația să înțeleagă că absenteismul nu înseamnă un vot de protest împotriva celor care câștigă alegerile, ci o complicitate tacită. Nu mă interesează, dar oricum nici pe cei care conduc nu interesează. Singurul lucru pe care interesează este să mărească taxele, pentru că oricum, particip sau nu particip la vot, legea te obligă să plătești taxe și pentru proprietăți, și pentru muncă, și pentru toate activitățile pe care le desfășori. Iar politicienii care câștigă împart acești bani. Despre asta discutăm pe de o parte. Pe de altă parte, eu sunt adeptul ideii participării la vot și evident să nu risipim votul. Este de asemenea foarte important. A te duce la vot doar de dragul de a participa și a pune pe orice ștampila este o soluție greșită. În democrație trebuie susținute organismele politice care au capacitatea de a se confrunta cu puterea. În momentul de față, singurul proiect politic, singurul bloc politic care are șansa de a crește speranța în România că se poate mai mult, este Alianța Dreapta Unită. Și de aceea noi invităm pe oameni să iasă la vot, să nu rămână pasivi, să nu rămână resemnați, pentru că oricum la toamnă vor mări taxe, vor tăia din pensii și se vor ocupa doar de pensiile lor speciale și alte facilități pe care și le-au creat. Și românii tot vor ajunge Asta rămâne de văzut dacă se va întâmpla sau nu. Sunt convins. Eu mă uit la cifre. Eu mă uit la cifre și la împrumuturile pe care le facem. Sunt împrumuturi astronomice. Gândiți-vă că dumneavoastră și fiecare cetățean al acestei țări s-a împrumutat de la 1 ianuarie 2024 până la 1 mai cu 1500 de euro. Cu atâția bani i-a împrumutat actualul guvern pe fiecare cetățean român. A trecut datoria publică mai bine de 52% din PIB. Sunt niște realități. Noi nu știm unde se duc acești bani. Eu intuiesc că se duc pe pomeni electorale pentru că avem un an electoral și evident că fiecare vrea să își maximizeze scorul, însă bătălia este inegală. Noi, cei din opoziție, luptăm cu instrumentele pe care le avem. Cei care conduc dirigează toate instrumentele statului cu scopul de a-și păstra puterea. Și eu sunt convins că românii nu se vor lăsa păcăliți și sperăm ca până în ultima clipă și hunedorenii să iasă într-un număr cât mai mare la vot, să ne acorde încrederea, să-l voteze pe domnul președinte Robert Mujic la funcția de președinte al Consiliului Județean și echipa Dreapta Unită, din care face parte și PMP, alături de USR și Forța Drepte, astfel încât să dăm șansă, o nouă șansă României. Domnule Mujic, vă rog, mai avem 2 minute din această emisiune, așa că în încheiere o să vă rog să transmiteți un mesaj hunedorenilor. Mesajul pe care îl transmit hunedorenilor este acela de unitate, de a reuși împreună să facem schimbarea mult așteptată în județul Hunedoara, de a reuși împreună să schimbăm județul Hunedoara în bine, iar împreună cu colegii din
Alianța noastră Dreapta Unită. Sunt convins că în toate localitățile din județul Hunedoara vom reuși să facem acea schimbare care ne-o dorim cu toții, în a putea să dezvoltăm și să ducem județul Hunedoara în topul județelor din țară. Este foarte important ca pe 9 iunie să ieșim la vot, să ne exercităm acest drept constituțional al nostru și să reușim să producem acea schimbare mult așteptată de peste 20 de ani care în județul Hunedoara nu a mai avut loc. Singura alternativă care este în momentul de față, exact cum spunea și domnul președinte Eugen Tomac, este Dreapta Unită. Este singura alianță care a venit cu un proiect concret, a venit cu lucruri clare, sigure și lucruri care pot să schimbe în bine atât județul Hunedoara cât și România. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi astăzi, că ați prezentat o mică parte, pentru că timpul nu ne permite mai mult, dar vă mai așteptăm aici în platoul emisiunii noastre. Și noi așteptăm pe Hunedorin la vot pe 9 iunie. Cu siguranță vor fi acolo. Vă mulțumesc și mult succes vă doresc. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!